Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit la Alături de tine. Mă numesc Alina Iloi Mureșani, iar în această seară vreau să descoperim împreună cum să scăpăm de kilogramele în plus. După 2 luni în care am stat doar în casă, o mare parte dintre noi și eu am pus kilograme în plus, nedorite, desigur. De s-ar da jos la fel de ușor precum se pun ar fi ideal, însă nu e chiar așa. Hai să aflăm în această seară care este alimentația potrivită și să facem câteva exerciții. Alexander Florescu, antrenor personal, ne va ajuta să facem alegerile potrivite și să executăm exercițiile. Sper că v-ați luat echipamentele, da? Hai să începem! Dragii mei, am revenit în platou aici la Alături de tine și, după cum vă spuneam, în această seară vom învăța și vom descoperi cum să dăm kilogramele în plus jos. Dar să știți că am primit și întrebări de la câteva persoane cum să se îngrașe. Cred că mi-ar plăcea și mie să-mi pun această întrebare, dar din păcate în această perioadă fac parte din prima categorie și am descoperit că nu doar eu, ci cam 80% din cel puțin oamenii și persoanele care îmi scriu suferă din această cauză. E momentul potrivit să discutăm mai multe și despre nutriție, de ce nu, și despre ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, ce fel de exerciții să facem. Și spuneam că alături de mine se află Alexander Florescu, antrenor personal. A mai fost aici, ne-a plăcut de el, l-am reinvitat. Bună seara, Alex! Bună seara, bine v-am regăsit după o perioadă mai lungă. Iată-ne sănătoși și am venit să încântăm toți cei care sunt acasă și au nevoie de sfaturile noastre să-și îndeplinească, bineînțeles, fiecare obiectivele. Pe tine te văd la fel de fit, ce să zic, ești norocos. Da, în perioada pandemiei, într-adevăr, au fost vreo 2 săptămâni în care am mâncat cu familia și așa mai departe, de la dulciuri până la mâncăruri exagerate, și apoi am zis că nu este ok, pusesem 1 kilogram și zic că ne apucăm de antrenament. Apoi m-am corectat, dar marea majoritate cred că aici au greșit, pentru că în această perioadă ei au stat la Netflix, bineînțeles au văzut cât un serial sau film și au avut o viață sedentară stând în casă, nefăcând mișcare. O parte din ei au făcut cei care au vrut să își mențină greutatea și să arate cât mai bine și, bineînțeles, au avut rezultate bune, iar cei care au fost sedentari și n-au avut deloc motivația necesară să continue cu antrenamente, au pus kilograme în plus și, bineînțeles, de aceea am deschis sălile și să îi așteptăm pe toți la sală. Sau dacă nu, tot online, să facă antrenament. Nu se pune ca mișcare să te muți de pe canapea pe pat și invers? Da, consumi o singură calorie, mănânci o înghețată de pe un fotoliu pe celălalt, deja ai 300 de calorii în plus. Deși mi-aduc aminte că noi am făcut o ediție, te-am invitat online în perioada izolării și ne-ai arătat cum să facem exerciții ajutându-ne de obiectele casnice. Mi-aduc bine aminte, nu pot să uit acea ediție. Da, au fost momente în care cu toții am stat acasă și atunci mulți dintre noi nu au avut accesorii, nu au avut posibilitatea să-și cumpere accesorii pentru că nu au mai fost stocuri și așa mai departe. Nu aveai pur și simplu de unde să cumperi. Eu am dat tuturor prietenilor din toate locațiile gantere, ce am apucat din accesorii, însă am conceput un program cu o cratiță, prosop, hârtie igienică, sticle de apă și așa mai departe, ca să îi încântăm pe toți cei care stau acasă, să nu se plictisească atunci când vor să facă mișcare și să n-aibă scuze, că nu avem accesorii și cu ce facem mișcare. Iată că am făcut, cu scaun, cu mop, cu mătură cu găleți și așa mai departe, am găsit soluții. Și vezi că acum ne pare rău că nu te-am ascultat. Nu mai avem scuze, nu avem ce să zicem. Sunt bucuros că mulți dintre cei care au stat în perioada asta acasă au ales să facă antrenamente online, chiar au cumpărat de pe platforma mea online alexandrflorescu.ro. Acolo este un program mai diversificat cu multe propuneri de antrenamente pentru orice tip de persoană care abordează și vrea să facă mișcare. Și chiar am fost mândru de ei pentru că, uite, nu toată lumea s-a reîntors la sală. Mă așteptam cam după 15 iunie, când s-au redeschis sălile, să vină multă lume și în număr cât mai mare, însă este surpriză. Ne-a așteptat foarte puțin, o rată de 50%, pot să spun, față de ce era înainte. Probabil că sunt și speriați, probabil că nu-și mai permit din cauza bugetelor și așa mai departe, însă mulți dintre ei, am un feedback foarte bun pentru cei pe parte care au lucrat online, au rămas în continuare online și lucrează online. Au preferat să nu mai vină la sală. Ei nu au un copil acasă, de asta îți mărturisesc că am încercat și eu online. Nu vrei să știi. Mi-am luat și picioare în cap și pe a sări peste mine. Nu se poate să faci cu un copil lângă tine. Am încercat, promit. A fost distractiv prima oară și a doua, când poate m-am mai distrat puțin cu el. Deja a treia eram frustrată că nu reușeam să fac exercițiile. Da, într-adevăr, atunci când ai și un copil acasă, este greu dacă nu poți să-l pui și pe el să facă mișcare împreună cu tine. Este un pic dificil. Vezi, am o scuză. Da, ai o scuză. Ai o scuză, dar uite, de exemplu, dacă mai, Doamne ferește, sperăm să nu mai vină următoarea pandemie, avem și programe pentru copii și părinți în același timp, începând de la 5 ani în sus. Copiii pot lucra împreună cu mămicile, tăticii sau cu frații, surorile și așa mai departe. Încă am o scuză, că al meu încă n-are 5 ani. N-are 5 ani, am înțeles. E bine, stau bine. Dar lasă că recuperez eu în această seară. Sunt convinsă că tu ai pregătit niște exerciții care, bineînțeles, să mă facă să le recuperez. Însă până atunci, iată că ne scrie Pelmuș Romina și zice așa: eu nu reușesc să slăbesc. Bună seara! Și atât, ne zice. Bună seara! Hai să slăbim împreună. Ce facem? Închidem frigiderul, ne alegem un antrenor sau cumpărăm un pachet de antrenament online, sau dacă nu vrem să cumpărăm, atunci haideți să renunțăm la făinoase, la acidulate și așa mai departe. Și atunci, cu siguranță, poate facem un pas către a slăbi. Dar înfometarea ajută? Știu că sunt multe persoane care se înfometează. Ajută? Tocmai, apropo de ceea ce m-ai întrebat tu, este chiar o întrebare foarte, foarte bună. O să dau un exemplu. Lucrez cu mai multe persoane, dar am extras o persoană, și anume un băiat cu care lucrez de foarte mult timp. Lucrează senzațional de bine, antrenamentele le face extraordinar de bine, însă nu mănâncă. Mănâncă poate o dată pe zi. Poate o dată pe zi. L-am întrebat: mă, cum poți să trăiești tu fără mâncare? Și a spus: uite că pot. Însă înfometarea, da, ajută la stagnare, și anume nu mai poți slăbi. Dai din centimetri, însă din centimetri abdominali, superiori pieptului și inferior coapselor și așa mai departe, însă din kilograme nu se mai vede nimic, datorită faptului că ne înfometăm și corpul are nevoie de realimentare. Realimentare însemnând să-i dai organismului să mănânce, metabolismului să-l reactivezi după o perioadă în care a stagnat, iar, bineînțeles, în perioada asta trebuie să ai 3 mese corespunzătoare. Dar eu am informații din interior și știu că atunci când vin oameni la tine și spun: îmi doresc să slăbesc, trebuie, nu știu pentru cât timp, dar știu că trebuie să-ți fotografieze în fiecare zi și să-ți trimită ce mănâncă ele. Sau ei. Într-adevăr, așa este, într-adevăr. Au nevoie să-mi trimită poze cu ce mănâncă și să-i verific. De ce? Pentru că fiecare are nevoie de acest lucru să fie verificat în timpul meselor, pentru că numai așa ne putem corecta și ne putem educa pentru mai târziu, să dăm un exemplu foarte bun prietenilor noștri din jur sau copiilor noștri, să știm exact cât mâncăm și să prevenim obezitatea. Dar dă-ne și nouă câteva așa informații, chiar dacă nu am acum fotografii, sau cred că dacă mă uit în telefon, cu siguranță avem câteva fotografii cu ceea ce mâncăm, pentru că din obișnuință am început și noi să ne pozăm mâncarea din farfurie, mai ales dacă mergem la un restaurant, ne place să arătăm ce am mâncat. Zi-ne așa câteva tipsuri, ce să nu combinăm, de ce să ne ferim, ce le spui elevilor tăi? Le spun elevilor mei, bine, este în funcție și de fiecare metabolism. Când îi fac o analiză atunci când sosește la sală sau pe online, sunt niște întrebări la care trebuie să-mi răspundă. Eu le sugerez să aibă 3 mese pe zi, porțiile să nu depășească mai mult de 100-150 de grame per proteină, însemnând carne, pește și așa mai departe. Avem nevoie de fibre, foarte multe, adică legume sau, bineînțeles, și carbohidrați, să dăm energie metabolismului, dar carbohidrații integrali, cum ar fi orezul integral, pastele integrale, chiar și cartofii dulci putem adăuga și, bineînțeles, pâine neagră de secară și așa mai departe. De ce? Pentru că creierul nostru are nevoie și de acest lucru. Mi-am adus aminte așa de o farfurie pe care am văzut-o des în multe case și nu numai, cartofi cu carne și pâine. Ce zici de această combinație? Și cred că mulți români mănâncă așa. Mulți mănâncă paste cu pâine, am observat. Așa s-au obișnuit. Este total incorect. Noi ar trebui să, băi, dacă mâncăm paste cu legume sau paste cu fructe de mare sau paste cu pui, ok, nu mai mâncăm pâine sub nicio formă. Nu avem carbohidrați, avem decât, de exemplu, un grătar de pește cu legume sau pui cu legume sau vită cu legume, atunci putem să recurgem la o felie de pâine integrală, dacă suntem fani pâine. Dacă nu suntem fani pâine, norocul nostru, putem să mergem mai departe, să mâncăm, dar aveți grijă. De aceea sunt farfuriile, după cum ați văzut, farfurii tip mici, medii și mari. Voi trebuie să alegeți farfuria medie. De ce trebuie să alegeți farfuria medie? Pentru că și porția este exact cât trebuie voi să mâncați. Asta este un truc, da, pe care eu l-am descoperit de-a lungul timpului cu elevii mei. Dar să știi că, uite, acum când mă gândesc, când îi pun băiatul meu în farfurie mică, pui așa, dacă pui puțin, deja ți se pare mult că e mică farfuria. Când pui într-o farfurie din aceea mare, tot pui, știi, că parcă nu se umple. Tot pui și nu se umple și atunci, da, asta este problema. Dacă este o farfurie medie, atunci cu siguranță porția este pe măsură și nu ne mai îngreșăm. Ne bucurăm, iată că au mai apărut comentarii și de asemenea dacă sunt persoane care ne urmăresc pentru prima oară în această seară, vreau să vă anunț că puteți să lăsați și voi comentarii sau dacă aveți întrebări legate de slăbit sau legate de alimentație sau de exercițiile pe care le vom face sau vă străduiți de ceva timp să scăpați și voi de kilograme în plus și nu reușiți, scrieți-ne, spuneți-ne de ce nu reușiți, unde credeți că greșiți și Alexander ne va ajuta cu informații. Așadar, intrați pe Facebook, A7TV, un like înainte, se spune, și mai apoi intrați pe live-ul respectiv și lăsați comentarii. Dacă nu aveți Facebook, intrați pe YouTube și de asemenea suntem și acolo live, puteți să intrați pe YouTube. Suntem și pe site live www.a7tv.ro și cine se uită de la televizor la noi, să știți că totuși comentarii puteți să ne lăsați pe una din aceste platforme. Așadar, hai să-ți mai citesc un comentariu. Îți dai seama că mai trag de timp până facem exerciții, nu? Bineînțeles, nu e problemă. Am nevoie de 5 minute, dacă lucrez cu tine 5 minute, sunt mulțumit. Prefer să fie 10, dar să fie mai light, așa. Da. Măhăleana Alexandra ne scrie și spune: bună seara, ce recomandări îmi faceți pentru a pune câteva kilograme în plus? Când majoritatea oamenilor se plâng de kilograme în plus, eu mă plâng de ele că sunt în minus. Da. Sunt destul de slăbuță, cum pun un kilogram, îl dau foarte repede jos. Mulțumesc frumos. Da, este o problemă la nivelul metabolismului. Arderile sunt foarte, foarte rapide și atunci tot ce mănâncă imediat și arde. Trebuie cumva să găsească, să încetinească acest proces și asta o poate face doar cu anumite shake-uri. Dacă are un plan de nutriție bine pus la punct, de la carbohidrați până la proteină, și seara sugerez să bea o caseină, este o proteină care încetinește metabolismul înainte de a digera absolut tot ce a mâncat în ziua respectivă. Deci există variante și pentru persoanele care... Există și variante, este mai greu decât cu cei care vor să slăbească și, bineînțeles, nu este imposibil. Uite, atunci nu mai sunt așa de invidioasă, dacă este mai greu, e mai ușor, da, pentru persoanele care au kilograme în plus să le dea jos. Da. Și mai apoi să mențină. Da, să mențină. Cei care slăbesc în general, dacă au slăbit, să zicem, 10 kg, dau un exemplu, un... 4 luni sau 3 luni sau 2 luni sau o lună, trebuie să țină cont că atâtea kilograme cât au slăbit, atâtea luni trebuie să-și mențină acea greutate. De ce? Pentru că numai așa nu ne mai putem îngreșa. Dacă sunt unii care cad în acea capcană, dau 2-3 kg jos și mai apoi, în termen foarte rapid... Pun 5. Exact, da. Da, trebuie să fie foarte atenți. Dacă au slăbit 1 kg, o lună trebuie să mențină greutatea. Dacă au slăbit 5 luni trebuie să mențină greutatea respectivă. Iată încă un truc care cred că ne va folosi. Și Dohotaru Branea Adelin Ramona te întreabă dacă hipotiroidismul influențează greutatea. Influențează, într-adevăr, dar sunt sigur că au un tratament și dacă au început un tratament Eutirox, am înțeles că nu prea se mai găsește aceste pastile, ajută la procesul de slăbire, dar este cu siguranță mai lent decât în general și prefer trebuie să aibă foarte mare grijă la partea de carbohidrați. Cei care sunt cu probleme de tiroidă, cum ai spus și tu, atunci au nevoie să renunțe la carbohidrați total. Trebuie să mănânce tot ce înseamnă fibre verzi, tot ce înseamnă verde și proteină. Proteină în funcție de 1 gram de proteină per kilogram. Adică dacă avem 80 de kilograme, 80 de grame de proteină. Și atunci slăbim. Mi-am adus aminte că tu mai antrenezi și persoane celebre și sportivi și așa mai departe și de asemenea, cred că și tu ai fost la un moment dat, ai făcut sport, așa? Da, am făcut tenis de performanță, de câmp, m-am oprit undeva la 17 ani, la 17 ani, 18 de fapt, am plecat în afara țării și am început antrenoratul pe partea de tenis. Și apoi, ușor, ușor, mi-am redescoperit o pasiune și anume fitness-ul, dar un modelul de functional training unde am avut niște antrenori foarte buni care m-au învățat, m-am documentat în afara țării, în Croația. Așadar, cunoști și din lumea aceea și din lumea aceasta și te-aș întreba dacă persoanele care practică sport de performanță pun mai repede kilograme în plus? Da, pun mai repede kilograme în plus. Așa, deci așa ajută. Este. Imediat dacă s-au lăsat sau nu au făcut mișcare, metabolismul este dezastruos. Imediat se vede o schimbare radicală și de aceea este bine ca cei care se lasă de sport să continue cu mișcare minim de întreținere de 2 ori pe săptămână ca să nu aibă această problemă. Ne mai spune și Denis Andrei Istraturoaie, bună seara oameni dragi, și de asemenea Ursaciuc Narcis ne scrie așa și ne spune: bună seara tuturor, m-am căsătorit cu 65 de kilograme și în decurs de 6 luni m-am îngrășat 40 de kilograme. De atunci nu mai pot să revin la o normalitate în a slăbi măcar 15 kilograme. Ce e de făcut? Practic doar piscina. Imaginează-ți, în 6 luni s-a îngrășat 40 de kilograme. Doamne ferește. Da. Clar, este o problemă hormonală, nu cred că este neapărat numai de la mâncare și mișcare. Trebuie să se verifice, mulți trebuie să-și facă analize, să vadă pe parte de vitamina D, pentru că dacă... Încă un truc, ți l-am spus acum, uite, mi-a scăpat și l-am spus. Da, multe persoane, dacă nu slăbesc și au tendința să se îngrașe, este din cauza lipsei de vitamina D în corp, ceea ce este foarte greu de pus în balanță și atunci este mult mai simplu să te îngrași, să te duci către zona aceasta de îngreșare, de obezitate, foarte rapid. E o viteză de nedescris. și nu-ți dai seama de unde. Vitamina D, dragii mei, faceți-vă o analiză și verificați-vă. Este foarte important. Am avut multe persoane cu care am lucrat și lucrez în continuare. Le dădeam dietă, făceau antrenamente foarte bune, foarte tari și așa mai departe, grele, nu slăbeau. Și am descoperit, luându-le treptat pe analize, într-o zi mă documentez foarte mult și tot timpul mai apare câte ceva și atunci am realizat că au probleme cu vitamina D. A urmat un mic tratament, s-a expus puțin la soare, ceea ce este foarte important, să te expui la soare în perioada când dacă vitamina D este sub limitele normale și am reușit să o aduc într-o zonă normală. În momentul când am ajuns într-o zonă normală, nu s-a mai îngreșat, a slăbit, dar puternic. S-a dus într-o lună de zile, cred că 8-9 kg. A, uite, e vara, acum miram și să văd mâine o grămadă de oameni stând la soare. Vreau să slăbesc. Da, cu siguranță. Nu sunt foarte mulți, dar ar trebui să țină cont de lucrurile astea. Da, să știi că este, iată, un sfat foarte bun. Daniela Facus spune 57 de ani, 1,70 m, 59-60 de kilograme. Ce recomandați pentru tonifiere? Am ceva probleme cu hernia de disc. Să nu folosească multe greutăți, să încerce să lucreze cu greutatea corpului și să aibă exerciții tip într-un tip de circuit, tip de 6 exerciții, de 4 ori să le execute, 15 repetări sau 20 maxim, fiecare exercițiu, în continuu, fără pauză, pauză doar la finalul fiecărui circuit și cu siguranță o să se tonifieze. Exercițiile trebuie să fie pentru tot corpul, full body și atunci cu siguranță va avea succes. Faci să pară atât de simplu, un pic acolo, pac, 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 pac. Și eu totuși mi-aduc aminte, cred că acum 2 zile am văzut la una din clientele tale, la Gazale mai exact, cum s-a filmat și pe banda de alergat cu mâna, mă uitam, Doamne Dumnezeule, să nu cazi, ce se întâmplă, ce faci acolo? Era un exercițiu tip cardio cu mers în mâini. Banda era în continuă mișcare și apoi o săritură. L-am făcut cât mai dinamic și să consume foarte mult acest exercițiu. Pelmuș Romina zice și eu la vârsta mea de 26 de ani am 70 de kilograme, e prea mult pentru mine. Fără întrebare, probabil trebuie să spui ce trebuie să facă. Are 26 de ani și 70 de kilograme, e prea mult. Dar nu știm înălțimea, nu e așa? Nu știm și alte detalii. Da, nu știm înălțimea, dar cu siguranță 70 de kilograme, da, cred că sunt destul de multe. Trebuie să facem un prim pas, să reglăm nutriția, să începem un stil de viață sănătos și să lăsăm frigiderul. Și dulciurile. Punem lacăt la frigider, lăsăm doar câte un aliment. Lacăt. Sau dacă nu, aștept la mine într-una din locații sau pe platforma online să-și iau un program de nutriție și acolo voi verifica eu dacă face antrenament sau nu și cu siguranță va slăbi. Am auzit eu că ești foarte, foarte, foarte insistent. Da. Dohotaru Branea Adelin Ramona te întreabă ce recomandați pentru retinența mare de apă. Pentru retenție mare de apă, recomand să vă hidratați cel puțin 3 litri pe zi, dar nu o zi și apoi nu ne mai hidratăm. Nu, hidratați-vă o perioadă mai lungă, după 2-3 luni după ce activați metabolismul, nu o să mai aveți această problemă de retenție de apă, pentru că de aici pleacă, de la sucuri. Noi bem acidulate sau alte tipuri de sucuri și nu bem apă, nu ne hidratăm. De aici intervine problema retenției de apă. Și bineînțeles vitamina D, tot de acolo. Și Denisa Andreea Istratoaie ne mai întreabă dacă înnotul ajută să dăm jos kilogramele și la ce parte a corpului ajută acesta mai mult. Nu știu ce să zic dacă ajută foarte mult în notul. Este bun pentru mișcare, dar nu este un consumator atât de mult cum ar fi dacă ai lucrat 35 de minute sau 40 de minute în sala de fitness. Și mă refer sala de fitness, nu neapărat aparate, exerciții cu greutatea corpului care să ajute la slăbire cât mai repede, să accelereze slăbirea și, bineînțeles, să fie cât mai utile. Că poți să stai și pe bandă o oră și degeaba stai pe bandă pentru că nu poți slăbi. De aceea ai nevoie de un antrenor personal sau te orientezi și faci anumite exerciții singur. Măcar să fii informat, să știi ce faci, pentru că știu că uneori dacă nu faci ceea ce trebuie sau exercițiile potrivite, poți chiar să și strici. Da, dacă nu faci corect, nu execuți corect, e posibil să te accidentezi și să mai pui niște kilograme pentru că o să stai accidentat acasă și nu mai ai timp să vii la sală. Atunci luați-vă un antrenor și nu faceți greșeala asta. Iată, tot vin comentariile, să știi, dar las că avem timp, mai avem încă 40 de minute, deci avem timp și de sport și ai și întrebări aici. Okay. Vin întrebările, ți-am zis că sunt multe întrebări. Mahaleana Alexandra te întreabă dacă faptul că nu mă îngraș poate avea cauze hormonale? Nu, depinde câte mese are pe zi. Sunt foarte curios câte mese are pe zi și depinde ce mănâncă. Trebuie să-mi fac un jurnal de câteva zile, 3-4 zile, ca să pot să estimez exact ce ar trebui să facă și cât trebuie să mănânce. Și, bineînțeles, trebuie să vedem aportul caloric pe care ea trebuie să-l consume zilnic. Și acel aport zilnic, de exemplu, 1500 de calorii sau 1200 de calorii, trebuie să mai adăugăm încă 500 în plus. Tot timpul se adaugă încă 500 de calorii în plus. Deci aportul trebuie să fie mai mare. Angel Cristina Alina spune așa, și-ți citesc așa cum a scris. Vreau să slăbesc cât mai rapid și cât mai sănătos. 3 de semne exclamării. Am 1,68 m, 68 de kilograme și 37 de ani. Practic aerobic. 3 de semne exclamării. Cum să fac? Da, aerobicul nu este tot timpul, te ajută până la un anumit punct, dar nu te ajută să te monitorizeze non-stop pe partea asta de slăbit și atunci prima lună e posibil să te ajute aerobicul, dar apoi îți doar menține greutatea și nici de cum să mai slăbești. Și, bineînțeles, trebuie și dieta, că poți să faci mișcare doar aerobic, dar trebuie să schimbăm și dieta și intensitatea antrenamentului aerobic nu este tot timpul la fel, pentru că mai sunt oameni, clienți care vin noi pe parcurs, care nu pot face mișcare așa cum voi ați făcut-o, cei care sunteți avansați și, bineînțeles, atunci antrenorul, antrenoarea trebuie să cumva să vă pună la egalitate pe ritmul pe care și ei pot să ducă acest antrenament. Și de aceea, în intervalul pe care îl aveți o oră de antrenament, nu depășiți aportul de calorii pe care trebuia să-l ardeți și, bineînțeles, pulsul vostru cardiac probabil era sub 140 și asta înseamnă sub 140 că doar menținem, nu ardem gresimea. Și Gazale Mami ne spune hello, vă pup și noi hello, te salutăm. Și am mai adăugat pe Elmoș Romina, care e 1,59 m înălțime, cea care a spus că are 70 de kilograme. Da, e prea mult și are 26 de ani. Deci la 1,59 m, 70 de kilograme... Dar vestea bună este așa, văd, da, facem exerciții. Facem exerciții. Am o propunere. Da. Deoarece mai avem întrebări scrise, centralizate, cu siguranță vom mai avea întrebări online și mai avem și exerciții de făcut. Eu le-am spus celor de acasă să-și ia echipamentul. Vezi că am venit și eu echipată, gata, pregătită să facem exerciții. Zic așa, facem un exercițiu, două, mai luăm o întrebare, da, alternăm. Și dacă sunt persoane care scriu în online și văd că nu am descoperit eu întrebarea lor și așa mai departe, le anunț că pot să ne și sune în direct și cred că e și mai ușor pentru noi, așa, că noi putem să facem exerciții foarte, și să sune în direct. Interesant. Da. Ne poți suna la numărul de telefon 0733 004 455 Uitați, a apărut acum numărul de telefon și pe burtiera cea mare, notați-l, dacă ne sunați, intrați cu noi în direct, puteți să ne puneți ce întrebare vreți legată de subiectul din această seară, iar dacă vreți să rămâneți într-un fel sau altul anonim, nu e nicio problemă, puteți să spuneți că vă numiți, eu știu, Ramona și să aveți alt nume. Important este să apelați și să profitați de faptul că în această seară avem un antrenor care poate să ne dea sfaturi gratuite. De asemenea, mai văzut, iată că Angel Cristina Alina spune mulțumesc, Sorin Cârpaci sau Cirpaci spune interesant și Pelmuș Romina spune da, exerciții cât de multe. Într-adevăr, avem pregătite pentru voi în această seară exerciții. Am venit și eu îmbrăcată sport în... Vin mai rar, într-adevăr, cred că n-am mai venit de câteva luni îmbrăcat așa și mărturisesc că mă simt bine și lejer. Îmi era dor și mie să fac sport, am fost cam sedentară în această perioadă și sper că voi ați urmat îndemnul meu. Eu v-am scris de dimineață să vă luați echipamentul, iar dacă nu ați apucat încă să vă luați echipamentul, cred că este în regulă dacă sunteți acasă să faceți sport și să urmați și voi exercițiile pe care le vom face în această seară. Puteți să le faceți împreună cu noi, iar dacă nu puteți acum, pentru că sunteți la locul de muncă, sunteți în vizită sau poate că ne urmăriți din autobuz și așa mai departe, această emisiune va rămâne înregistrată și o veți putea reurmări și reface exercițiile pe care le vom face în această seară. După cum spuneam, pe Facebook, A7TV, pagina A7TV, intrați acolo, dacă dați un follow veți fi mereu puși la curent cu tot ceea ce noi postăm. Pe YouTube, din nou și acolo, avem toate emisiunile pe care le filmăm aici la A7TV, intrați YouTube, A7TV, fix așa se scrie și intrați acolo, dacă dați și acolo un follow și acolo veți fi puși la curent cu toate emisiunile pe care le realizăm și de asemenea vor rămâne acestea înregistrate și le veți putea accesa oricând. Și mai avem și site-ul nostru a7tv.ro, acolo unde scriem și articole, unde postăm și emisiune și intrăm și live de asemenea. Așadar, se poate... Veți reuși mereu să faceți acest lucru, trebuie doar să vă doriți. Și pentru că a venit momentul să facem exercițiile. Bineînțeles. Da, ești pregătit? Sunt pregătit. Bun, eu zic să trecem la treabă. Dacă oamenii mai vor să pună întrebări, le-am dat și un număr de telefon. Dacă sunteți prea rușinoși, scrieți în comentarii. Și noi mai avem și întrebări centralizate și ți le voi pune pe parcurs. Perfect. Bun, trecem la treabă? Trecem la treabă. Bun, hai la treabă. Și le spunem și celor de acasă, și voi la treabă. Să știți că nu doar eu voi trece la treabă, cu toții facem treabă în seara asta. Ți-am pregătit o surpriză, de fapt. Ți-am adus niște mănuși de box. Yay. Ce zici? Facem un antrenament de cardio, se numește, dar cu elemente din box. Ce părere ai? Am o părere foarte bună. Facem, da? Sunt pregătită. Hai să vedem. Ai mai făcut până acum box? Box, am făcut așa un fel de kickbox, dar foarte puțin, da. Dar acum mulți ani. Mulți ani, am înțeles. Mulți, da. Bun. Totuși mi s-a zis că am așa cât de cât forță în mâini, să știi, te atenționez de pe acum. Ai forță mare? Okay. Așa mi s-a spus, nu? Okay. Vedem. Să vedem. Descoperim. Bun. Tu îmi zici ce trebuie să fac? Ia uite așa, să stăm cât mai... Ok, perfect. O să iau palmarele. Tu o să-mi faci în felul următor. O genuflexiune, te-ai ridicat, lovești stânga, dreapta. Mă ridic prin săritură? Nu prin săritură, normal. Așa și lovești stânga, dreapta. Okay? Lovești bine? Foarte bine. Hai, depărtăm puțin picioarele, perfect. Așa. Hai, 3, bun. 2, 1 și cobor. Ne-am ridicat, 1, 2. Mai? Ai întins brațul, ai revenit rapid, ai dat drumul la celălalt braț. Cât de repede poți? Sau cum? Cât de repede poți. Sper să nu te lovești. Nu-i problemă dacă mă lovești, că mă apăr aici. Ce fac cei de acasă care nu au mănuși de box? Cei care nu au mănuși, puteți să nu folosiți mănuși, puneți niște prosoape pe mâini și puteți să faceți box. Atenție unde loviți. Da, atenție unde loviți. 3, 2, 1 și... 1, 2, perfect. Și 1, 2, excelent. Așa, lovește mai tare, să știi. Așa, perfect, excelent. Și hop. Trebuie să mă gândesc la ceva când lovesc? Da, la cine te-a supărat, gândește-te și lovește. Cât de tare poți tu. Acest exercițiu vă ajută foarte mult să vă destresați. Dacă sunteți stresați, făcând puțin box, este și un element care te ajută foarte mult să arzi calorii. 4. 3, excelent. 2, haide. 1 și ultima. S-a lăsat finalul, așa. Excelent, bun. lucrăm brațele foarte mult, consumăm foarte multe calorii. Hai să vedem acum. Facem, avem scărița. Da. Punem un picior înăuntru. Sărim lateral și lovim stânga-dreapta. Stânga-dreapta. Da? Bun, hai să vedem. Să știi că eu sunt cam până mă prind cam greu, dar mă prind bine. Hai să facem împreună, uite. Bun. Ai piciorul stâng înăuntru, da? Săritură laterală, okay, ai lovit stânga-dreapta. Da. Ai revenit stânga-dreapta. Cei care nu au acasă, din nou, scăricică, pot folosi niște funii, eu știu, orice. Puteți, da, puteți folosi o oață, un scoci și orice, săriți peste el și faceți acest lucru. De ce avem acest element? Elementul vă ajută foarte mult un pic să creați, să fie puțin mai dinamic antrenamentul și atunci este mai interactiv acolo, să-l faceți până la capăt. Să vedeți ce relaxată vine eu mâine la emisiune. Ha? Da. Și cu febră musculară? O să faci febră musculară, 100%. Yes! No. Hai să vedem. Bun. Așa, încep cu ce picior vreau? Da. Stânga-dreapta, da? Da, stânga-dreapta. Dar nu fac fandări, nu nimic. Nu, doar... decât lateral. Ok. Da? Da. Hai, 3, 2, 1 și... Da, lovești cu stânga. Da? Hai, și 1, 2, excelent, și... 1, 2, hai! 1, 2, și! 1, 2, excelent! 1, 2, foarte bine, hai! Bravo! Bravo, și! Hop, hop, hai! Atenție! Și ultima! Mai avem una? Stop! Excelent! Unde slăbim când facem asta? Unde dăm jos? Tot corpul lucrează în acest moment, bineînțeles și brațele foarte, foarte mult, care... Simt! Simți acolo, nu? Da. Că e totul ok. Simt aici. Bun. Hai să vedem acum. Facem următorul exercițiu. Putem să stăm în pas fandat. Așa? Da. Pas fandat. Te ridici. Deci cobor. Coboră. Așa. Bun. Te-ai ridicat și lovești. Stânga, dreapta. Iar ai coborât. Iar 1, 2. Hai. Ok. 1, 2. Excelent. Hop, hop. Foarte bine. Hop, hop. Trebuie să ai și echilibru. Hop, hop. Hop, hop, foarte bine. Ha. Și 1, 2. N-ai spune că n-a făcut de 3 luni nimic, a? Hai și... Stop, foarte bine. Uite cât de bine te descurci, ai văzut? Foarte bine. Vrei să facem și niște abdomene? Depinde cum sunt acele abdomene. Te ridici și lovești, 1, 2. Iar te lași pe spate, iar lovești, 1, 2. Dacă reușesc, da. Da? Încerc. Hai. Să știi că nu reușesc mereu să fac abdomenele așa cum trebuie. Hai să vedem, te pui pe spate. Bun. Așa. Așa, picioarele înduite. Să nu avem, să mutăm. Trebuie să mă ajut ca să nu ne punem pe lavalieră. Ok. Deci, dragilor, puteți încerca asta acasă. Bineînțeles. Da. Mai ales dacă aveți și un partener sau cu mama, sora, puteți să faceți acest lucru pentru că nu e chiar așa de greu. Nu este chiar atât de așa de greu. Eu mai trag de timp să-mi trag răsuflarea, să iau o gură de aer, însă aștept și feedback-ul vostru să ne spuneți dacă vă plac aceste exerciții, nu-i așa? Bineînțeles. Și poate pentru ce vreți voi să mai facem exerciții. Deci ce fac? Mă duc... Te lași pe spate, da? Picioarele îndoite, așa, depărtate, așa, bun, și te ridici un pic, lovești stânga-dreapta, hai! 1, 2, așa. 1, 2, excelent. Și 1, 2, excelent. Dai aerul afară în momentul când lovești. Perfect. Asta este. Și excelent. Atenție. Haide. Ultima. Stop. Asta a fost pe ultima 100 de metri. Excelent, excelent, excelent. Da, e grea. Asta e cea mai... Mi s-a părut cel mai greu exercițiu. Bun. Perfect. Să mai ascultăm ce întrebări au pus. Voiam să-ți propun să mai trecem la seria de întrebări ca să iau și o gură de aer. Ok. Ți-am zis 3 luni. Te descurci foarte bine. Da? Da, lovești foarte bine. Mulțumesc, ți-am zis eu că am puțină forță. Nu așa. Trebuie să faceți sport de performanță, să faceți box de performanță ca să puteți să faceți aceste lucruri. Vă faceți antrenamentul, important este să faceți mișcare. Mișcarea să fie 50% corectă. Apoi o să devină automatism și cu siguranță veți putea lovi corect. Perfect, am văzut și întrebările în online, dar vom trece și la cele centralizate ca să nu se simtă cei de acasă excluși. Asta este. Deci, mergem la prima întrebare, care vine de la Emma și Emma te întreabă așa. Graviduțele în primul trimestru au voie să facă sport? Dacă da, ce tip de mișcări sunt potrivite? Mulțumesc! În primul semestru, sigur că da, trimestrul, cum se numește, da, au voie să facă. În primul rând, medicul, dacă le dă voie să facă mișcare, cu siguranță au voie să facă. Poate să facă antrenament la fel cum făcea înainte, însă să evite săriturile și tot ce înseamnă presiune pe zona inghinală. Deci trebuie să aibă puțină grijă, dar nu la intensitatea pe care o avea înainte, puțin mai mică această intensitate și cu siguranță vor putea merge din ce în ce mai mult să facă antrenament. Mulțumim! Mergem și la cea de-a doua întrebare centralizată. Da. Erica Damaris se întreabă așa. Sunt curioasă ce exerciții pot întări abdomenul în condițiile în care am un început de hernie de disc lombar cu sciatică, deci nu am voie să fac exercițiile clasice pentru abdomen. Nici nu trebuie să facem exercițiile clasice pentru abdomen ca să întărim zona abdominală. Sunt exerciții pentru cei care au aceste probleme medicale pentru lombar și ce am mai spus dânsa că are acolo probleme. Da. Folosiți palmele sub fesier, tot timpul spatele să fie drept, întins pe planșă dreaptă, tragem genunchii către piept, întindem picioarele, iar tragem genunchii către piept, iar întindem picioarele. Pot să și arăt. Da, te rog chiar să exemplifici. Neapărat trebuie să avem o astfel de planșă sau să nu facem pe ceva tare, nu? Nu știu. Nu, spatele trebuie să fie drept, da? Tot timpul, pe sol sau în pat, chiar și în pat poate face. Palmele sub fund, tragem genunchii către piept, tot timpul întindem. În felul acesta putem întări zona abdominală și așa mai departe. Da? Mai există încă un exercițiu. Prin balans tragem genunchii către piept. Da? În felul ăsta nu forțăm spatele, nu se întâmplă absolut nimic. Din contră, ajută foarte mult pe viitor. Din câte mi-aduc eu aminte, sper că nu greșesc, știu că acest balans pe care tu l-ai arătat ultima oară ajută și să nu mai avem dureri de spate. Categoric. E ca un masaj la spate. Ca un masaj la spate și ajută foarte mult să nu mai avem problemele respective. Lidia Săniuța ne spune foarte interesantă expunere și plăcută, ne vin bine sfaturile. Mulțumesc! Și Pelmuș Romina zice foarte interesant, mulțumesc mult. Gazale spune bravo Alina, mulțumesc Gazale. De altfel am invitat-o și pe ea, dar nu a vrut. De fapt m-a lăsat pe mine, a zis hai să faci tu. Denisa Andreea Istratoaie zice hai Alina și eu zic hai Denisa, sper că faci și tu exerciții. Și de asemenea Pelmuș Romina ne spune că îmi plac exercițiile, o să le încep și eu. Da, ne bucurăm și chiar vă îndemnăm, dacă se poate să le faceți și acum. De ce nu? Să țineți ritmul cu noi. Dacă nu, v-am spus că rămâne această emisiune pe care o veți putea urmări în reluare de fiecare dată când veți dori. Darius Panda ne zice vă salut și vă urmăresc cu drag. Și ne mai spune Dohotaru Branea Adelin Ramona un truc, un sfat pentru încă o problemă. Seara, după o zi plină, am tendința de a mânca dulce. Da. Și eu, să știți că și eu am ciocolată în frigider și eu câte un pătrat. Fiind probabil o zi mai cu stres, într-adevăr și multă muncă, atunci când vii acasă încerci să te relaxezi, începi să cauți dulce, să cauți o ciocolată sau ceva prin frigider. Da, dacă simți nevoia să mănânci dulce și nu poți renunța deloc la dulce, recomand ciocolată neagră, 2-3 cubulețe, ca să căpătăm un pic de energie, să căpătăm energie, să trecem peste această problemă și cu siguranță o să fie bine. Dacă nu, luați-vă cât un baton proteic, biscuiți proteici, care vă vor ajuta foarte mult să înlocuiți pofta de dulce în momentul respectiv. Ce zici de combinația de varză albă cu morcov? O combinație foarte bună. Nu dăunează, nu dăunează deloc, din contră, ajută foarte mult. Este o salată foarte bună pe care o putem mânca în orice moment, în orice situație și atunci cu siguranță ne ajută să fie ca un, cum să spun, ca o garnitură pentru felul principal. Eu nu o folosesc ca o garnitură. Te-am întrebat să zic de ce. Acum mărturisesc, înainte de a face următorul exercițiu și mai apoi vom trece, după celelalte exerciții, la alte întrebări. Până acum câteva săptămâni, când mergeam seara acasă, îți dai seama, venind de la muncă, eram înfometată și mâncam mâncare principală. Seara, pe la 10 noaptea. Adică, și când mi-am dat seama, măi, nu mai prindeau rochiile, mai trăgeam mai mult de fermoar, am zis să schimbăm puțin meniul. Și am început să mănânc seara salată de varză cu morcov. Este atât. Foarte bine. Este un carbohidrat pozitiv, varza, care ajută să-ți înlocuiască un fel principal. Deci am procedat bine. Am procedat foarte bine. Perfect. Sunt pregătită atunci să mai facem exerciții. Am văzut, mai sunt comentarii, le voi citi după ce voi realiza următoarele exerciții, dacă voi mai avea putere. Hai să vedem ce mai facem acum. Să beau un pic de apă, nu? Da, te rog. Continuăm cu mănușile de box. Da. La treabă și voi, chiar dacă nu aveți mănuși. Da. Dacă nu aveți mănuși, faceți cu prosoape de jur împrejurul mâinii și cu siguranță nu o să aveți probleme. Adică nu o să vă accidentați, la asta mă refer. Bun. Hai să vedem acum ce facem. Următorul exercițiu. Alergăm printre scăriță și ne întoarcem cu spatele. Ajungem aici. 1, 2, lovim cu brațele stânga-dreapta la mine. Ok, s-a făcut. Da? Alerg cu ambele picioare. Da, cu ambele picioare. Ambele picioare. Nu, unul așa și sau cum? Așa? Da, așa, exact. Așa, 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 așa. Bun. Și 1, 2, perfect. Hai. Bun, și iar. Hai, mai repede. Foarte bine, foarte bine. Și upa! Haide, și... Bine că nu te-am lovit. Nu, sunt aici pe poziție și stânga-dreapta. Hai să vedem. Hop, excelent. Și mai vrea vreun coleg să vină? Bravo, vino și stânga-dreapta. Bun, și hai, 10 secunde, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, excelent, foarte bine. Și acum a reușit. Coborâm în genuflexiune, lovim 1, 2, da? Și apoi răsucim trunchiul de 4 ori, după care iar lovim stânga-dreapta. Bun. Hai să vedem. Suntem gata? Aici. 3, 2, 1 și... Ce trebuia să fac? Lovim stânga-dreapta. 1, 2 și acum te răsucești. 1, 2, 3, 4, stânga. 1, 2 și iar. 1, 2, 3, 4 și hop. Așa, bun. Stânga-dreapta. Asta e un exercițiu care lucrează foarte mult abdomenul. Hop. Da, voiam să zic că simt la talie ceva. Da, la talie și hop. Hop, bravo! Foarte bine! Dau tare, se vede? Dacă vor și colegii mei să încerce, îi invit, dacă sunt doritori, noi primim aici, așa e? Da. Mănuși avem. Avem mănuși și avem toate accesoriile posibile pentru a face antrenament. Da? Bun, hai să mai facem un exercițiu. Ce zici? Da, gata, mai pornim. Genunchii sus, pe loc. Așa? 1, 2, 3, 4 și acum nu mai lovim drept, cu brațele drepte, lovim directe, lovim croșeul. Stânga, așa? Dreapta, exact. Bun. Exact. Da, fac bine? Să-mi zici dacă nu. Ok. Hai. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4 și 1, 2, excelent. Lovește foarte, foarte bine, dragilor. Hai să vedem și 1, 2, 3, 4 și hop, excelent. 1, 2, 3, 4... Bine, 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4, hop, 2, 3, 4, hop, și 1, 2, 3, 4, 1, hop. Haide, încă 3, 2, 1, hop, bravo, foarte bine. Acum au văzut telespectatorii și o altă latura mea. Da. Și cred că se vor gândi de 2 ori înainte să se mai lege de mine. Cine o supără, să fac o glumă, Alina, așa. Aveți grijă că face box. Dau bine? Foarte bine. Da? Serios, da. Mulțumesc, îmi place. Îți place, nu? Da. Mai facem unul? Hai să mai facem. Mai apoi mai continuăm cu întrebările. Mai facem încă unul. Din poziția care ești, te duci în semifandare, laterală, ai revenit și lovești stânga-dreapta. Așa. Acolo, revin. Hop, hop. Și. Bun. Hop, hop. Vreau piciorul cât mai întins, vârfurile să fie paralele. Așa. În interior vârful. Așa. Așa. Și cobor. Coboră. Atât. Și sus. Revin. 1, 2. Așa. Acolo. Și revin. Hop, hop. Și acolo. 1, 2. Nu facem și cu piciorul celălalt? Nu, mai avem, mai avem. 3, 2, 1, stop. Celălalt picior. Uite, puteți să strângem puțin scărița. Mă filmează colegul meu cu telefonul, nu cu camera. Hai, bun, să vedem. Și lateral. Hop, și te ridici. 1, 2, hai. 1, 2, hai. 1, 2, și... 1, 2, coboară, așa, hop, hop, lateral, acolo, 1, 2 și lateral, bravo, 1, 2, haide, 1, 2, atenție, stop! Eu nu văd că ne-i va concepra, poate. Excelent. E bună treaba, ce să vă zic, simt deja cum am dat un kilogram jos. Simți, nu? Nu știu, nu cred că exagerez, dar să știi că simt așa. Mă simt în formă, parcă aș mai face o oră de sport. Ai mai face, nu? Dacă mă ajuți, da, să vedem și întrebările următoare. Odată ce ai ajuns să te destresezi un pic după muncă, făcând exerciții de box, tip cardio, cu siguranță te energizezi și vrei să faci din ce în ce mai mult. Aha, ajută la asta. Bun. Da. Mergem la întrebările următoare, ia să vedem ce avem. Ne uităm acum. Am rămas pe la 3, dar am discutat, uite, se pare puțin despre acest subiect. Adriana Elena ne zice în a treia întrebare așa: aș dori să mă îngraș, mă gândesc că trebuie să mănânc mai mult, dar și să fac exerciții fizice pentru tonifiere. Cum se poate îngrășa sănătos? Cum ne putem îngrășa sănătos? Am spus și mai devreme, să avem un plan de nutriție bine pus la punct, să avem aportul de proteină corespunzător 2 grame per kilogram cei care vor să se îngrașe, plus să aibă masa bogată în carbohidrați și fibre, foarte mult, și bineînțeles dacă înainte de culcare să luăm o proteină, și anume caseină și vitamine, minerale care ne vor ajuta foarte mult să creștem în masă musculară. Gazale îmi scrie că mă așteaptă la antrenament mâine dimineață la 10. Da, te aștept și eu la ora 10 la antrenament. Dacă mă voi putea ridica, vom mai vedea. Da. Hai să mergem și la cea de-a 4-a întrebare, care vine de la Natalia. Și Natalia întreabă așa: ce exerciții sunt mai eficiente pentru scăderea șoldurilor? De fapt, aceasta este zona mea problematică, ne zice Natalia. Trebuie să avem un plan de nutriție, în primul rând, fără carbohidrați, pentru a elimina zona aripioarelor, zona abdominală foarte, foarte mult, și să lucrăm foarte mult pe partea de oblic, exerciții de abdomen și așa mai departe, în așa fel încât să slăbim și să retragem din zona șoldurilor. Și Raluca spune așa: bună seara, m-am îngrășat foarte mult în ultimii 3 ani datorită antidepresivelor. Ce îmi recomandați să fac pentru a reveni la greutatea dorită? Să fim mai optimiști, în primul rând, să reușim să avem încredere în noi atunci când ne uităm în oglindă, în primul rând, și bineînțeles să facem mișcare, pentru că mișcarea te ajută foarte mult să renunți la antidepresive și, bineînțeles, să-ți creezi un stil de viață cât mai sănătos. Mama mea a scris și ea în live: vreau și eu. Hai! Vă aștept cu mare drag! Da, e bine că avem doritori. Înseamnă că nu i-am speriat, ci i-am lipsit. Da, da, sunt sigur. Mergem și la cea de-a 5-a întrebare și mai apoi reluăm mai niște exerciții. Ok. Da? Melinda Cristina zice așa: ce fel de exerciții pot realiza dacă am sânii mari? Nu pot alerga. Îmi este dificil să încep să fac sport pentru că este foarte frustrant știind că îmi va fi greu. Este vreo cale mai ușoară? Mă refer la exerciții sau un anume sport care să nu interfereze atât de mult cu această zonă a corpului? Bineînțeles că este calea cea mai ușoară. Am des întrebări pe tema asta. Calea cea mai ușoară, cea mai simplă este să renunțăm la frigider, să ne reorganizăm și să ne alegem un antrenor personal. Iar dacă antrenorul personal consideră că asta este o problemă, un impediment în ceea ce privește procesul de zlăbire sau antrenament, cu siguranță îi va monitoriza diferit antrenamentul și îl va structura în așa fel încât să nu se simtă fără energie sau să nu se simtă nemotivat atunci când vine la antrenament. Deci este important până la urmă să ai pe cineva lângă tine care să te încurajeze. Contează foarte mult a doua persoană care te ajută și te îndeamnă către un rezultat pozitiv și pentru a-ți crea propriul tău antrenament, pentru că cu toții nu ne-am născut autoștiitori, fiecare știm pe segmentul nostru ce trebuie să lucrăm și consider că așa cum noi mergem la doctor când nu ne simțim bine și vor să aibă grijă de noi și să ne facă bine, așa și în orice domeniu pe care vrem. Ni se strică mașina, ducem la cineva, la un electrician sau mecanic, așa și la sport. Ne alegem un antrenor și ne va ajuta cu siguranță să ne atingem obiectivul. Perfect. Mai repede și eficient. E bine de știut, chiar ne dorim. Acum am vrea să mai facem câteva exerciții, două chiar, nu mai multe, pentru că mai apoi mai am câteva mesaje pe care le-am primit tot de dinainte. Erau întrebări, dar le-am făcut prin screen ca să nu le mai notez eu încă o dată și le vom citi. Sigur. Avem și prin screen-ul trimis către colegi. Bun, ce facem? Bun, hai să mai lucrăm niște abdomene, că probabil marea majoritate acum am trecut la partea a doua și anume zona abdominală. Să te invit pe salteluță, fără mănânci. Fără, scăpăm de accesorii. Deci toată lumea acum chiar poate să facă ceea ce faci. Luați-vă o salteluță, sau vă întindeți pe covor. Sau pe pat, ai zis, sau nu? Pe pat. Se poate. Bun. Oriunde se găsește variantă. Cum se stau? Cum e mai... Așa? Bun, hai să stăm așa, să vedem ce urmează să fac. Stăm pe coate, așa, picioarele sunt întinse. Așa? Drepte. Din poziția care suntem, ridicăm braț, picior opus către vârf. Hai! Acolo, perfect. Cei care au probleme cu spatele pot folosi acest exercițiu pentru că este foarte, foarte eficient în momentul când executăm propriu-zis acest tip de exercițiu, să nu ne afecteze spatele. Deci eu pot să-l fac. Pentru că sprijinul este tot timpul pe antebraț și cot și nu punem presiune pe zona lombară. 4, e pentru mine. 3, 2, 1, stop. Sugerez să facem serii de câte 30 de repetări, 5 sau 6 serii. Apoi să trecem la al doilea exercițiu și anume ne întindem pe spate, palmele sub fesier. Așa? Picioarele sunt lipite, întinse în aer. În aer? În aer. Adică sus? Sus. Adică... Le ridicăm, le ridicăm, bun. Le ridicăm mai relaxată, te rog. Și în momentul când cobori, coborăm în 3 timp. Și anume fluturăm. 1, 2, 3 și apoi le ridicăm. Ok, și sus acum. Sus. Nu. Putem să tragem mai este a doua variantă. A doua variantă pentru beginners, pentru cei care sunt la început. Adică noi... Tragem genunchii către piept. Bun, așa. Întindem picioarele acum și coborăm în 3 timpi. 1, 2, 3, tragem genunchii către piept. Excelent. Mai bine așa. Bun. 1, 2, 3. O altă variantă în așa fel încât să nu ne afecteze spatele, să fie optimă pentru cei care au probleme cu zona lombară și așa mai departe. Adică eu, să știi, de asta nu pot, nu că nu fac sport. Atenție, stop. Acum, picioarele întinse în tavan, scoatem mâinile de sub spate, te rog. În timp ce am picioarele întinse... Da, o să le scoți, așa. Brațele întinse către vârfuri și ne întindem ușor către vârfuri. 1. Cât ți-au dat colegii mei să mă chinui așa? 2. Mi-au spus în culise mai devreme, trebuie să o omori la antrenament. Nu, că noi ne iubim între noi, 3, dar glumim așa. 2, 1, stop. Excelent. Acum propun să merg eu la cameră și să vină un coleg de-al meu. Ne răsucim pe o parte. Așa? Așa, bun. Exact. Bun. Brațele sunt, picioarele sunt întinse. Așa. Te rog. Scoate brațul de sub tine și te întinzi. Întinde-te normal. Bun. Brațul te cuprinzi exact aici, da, palma la ceafă și din poziția asta care ești linie dreaptă, da, ne ridicăm cu cotul către scurt. Cu cotul aici. Te rog. Așa? Așa, în interior. Ok, mă gândeam că vrei să-mi pun... Nu. A, ok, atât. Bun, așa, da. Asta este un exercițiu foarte bun pentru zona abdominală, pentru colăcii, cum numesc fetele. Exact, exact. Faceți 15-20 de repetări pe o parte, timp de 6 serii. Vreau să vă spun că ce am văzut eu, ce face la sală Alex cu elevii lui, noi suntem bine. Bun. Și tragi cât mai mult de cot. Da? Așa, perfect. Bun. Dacă este incomodă poziția, punem un picior întins. Nu, eu stăteam foarte bine. Stăteai foarte bine, am înțeles. Bun, bravo. Super. Hai să le mai răspundem la întrebări, nu? Să vedem ce zic. Hai să stăm puțin jos. Ce zici, vrei? Da, gata. Vă invit și pe voi cei de acasă să luați puțin loc, pentru că trebuie să ne revenim acum, nu? Iată, vreau să discutăm acum, dacă tot am făcut exercițiile astea, și vreau să întreb ce este bine de făcut după ce facem sport, da? Ce trebuie să facem după ce am fost la sală sau am făcut acasă sau uite acum? Să facem un duș, să ne energizăm, să mâncăm corect și să ne relaxăm după. Aha, deci să nu mai punem presiunea asupra noastră, să încercăm să... Da. Consider că atunci după ce ai făcut mișcare, este zona ta de confort, zona în care te-ai relaxat, se încheie ziua ta și ai nevoie să te relaxezi, să fii zen. Văd că îmi scriu telespectatorii bravo și Măhăleana Alexandra zice și ea bravo, bravo Alina. Să știți că la televizor cred că se vede mai simplu și mai ușor decât pare. Stai așa numai să arăt. Nu mai îmi tremură mâna, nu mai tremură așa, dar când am dat să beau apă, uite, 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 deja îmi simțeam mâna tremurând puțin. Așa, mai chinuit, ce să zic, dar eu mai am și eu câteva întrebări. Aș vrea să știu de câte ori pe săptămână putem să facem mișcare, să zic așa, că nu neapărat mișcare, da, nu sport, și când e prea mult și când e prea puțin. Este necesar să facem de minim 2 ori, maxim de 4 ori pe săptămână, iar după aproape 2 luni de zile intense este necesar să facem o pauză de o săptămână. Trebuie să facem și pauză. Da, trebuie să facem și pauză de o săptămână, pentru că supra-solicităm metabolismul și are nevoie să se încarce. Iar în timpul acesta, în timpul antrenamentelor, în zilele când nu facem, nu avem timp să ne recuperăm 100%. Mulțumim și pentru aceste informații. Vezi, să mai terminam puțin așa. Nu, cred, ai rezistat foarte bine. Da, da, asta spui ca să mă încurajez, nu? Ca să nu-mi pierd speranța. Mai fă sport, mai... Da, 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 da. Dar aceste exerciții, să zicem că dorim să slăbim și dacă facem în fiecare zi aceste exerciții, vom reuși așa cât de cât? Da. Poate că sunt persoane care nu își permit acum. Cei care sunt acasă, da, dacă fac exercițiile și au o dietă bună, cu siguranță, da. Reduceți din mâncare, din alimentație 50% și cu siguranță veți avea rezultat. Ce ai dorit tu să mai transmiți celor care ne urmăresc de acasă? Pentru că ai văzut, întrebările sunt majoritatea, în afară de câteva persoane care ne-au scris că vor să se îngrașe, majoritatea au spus că vor să slăbească. Ce ai dorit? Care crezi tu că sunt informațiile cele mai importante? Transmit tuturor să nu le mai fie teamă în această perioadă să facă mișcare. Veniți și faceți mișcare dacă puteți la săli de fitness, unde știți voi că ați fost, sau dacă nu vă opriți din mișcare acasă, luați-vă un program online și faceți-vă antrenamentul, mențineți-vă în formă, că numai așa putem combate obezitatea și încercați să vă maturizați în ceea ce privește nutriția și mâncarea sănătoasă. Tu ești antrenor de asemenea și la sală și probabil că sunt multe persoane acum care sunt reticente într-un fel sau altul ca să meargă încă la sală. Te-aș întreba, este sigur să mergi la sală în această perioadă? Da, este foarte sigur. Fiecare vorbesc din punctul meu de vedere. Noi ne-am luat măsurile de siguranță pentru fiecare client, chiar mai mult decât cei care au dat această ordonanță, directive, da. Noi am luat în plus, numai ca să fie bine pentru toți cei care vin și pășesc în locațiile noastre, să-și facă antrenamentul în liniște și să nu fie stresați de alte probleme medicale, pentru că, până la urmă, trebuie să ținem la sănătatea fiecărei persoane care este preajma noastră. Și uite acum, în timp ce te ascultam pe tine, mi-a venit în gând ideea aceasta. Știm cu toții că o mare parte sau o parte din oameni au devenit anxioși, depresivi în perioada aceasta. A fost o perioadă foarte dificilă din punct de vedere psihic pentru unii. Da. Fie că au pierdut financiar, fie că a fost prea greu pentru ei să stea izolați, să stea în casă, să nu socializeze. Și atunci sportul, iată, acum realizez, sportul ne ajută foarte mult la întărirea psihicului. Da, sportul în general ajută foarte mult la întărirea psihicului și, bineînțeles, la starea noastră fizică, pentru că avem nevoie să ne simțim și bine, nu numai psihic, dar și fizic. Eu îți mulțumesc. Dacă vrei să mai transmiți ceva, de altfel timpul nostru aproape s-a scurs, dar dacă vrei tu să mai transmiți ceva... Dragii mei, vă aștept să facem mișcare împreună la locațiile noastre Futura Gym, în toate zonele ale Bucureștiului, sau dacă nu, vă invit pe platforma mea online www.alexandrflorescu.ro. Acolo găsiți toate programele pentru voi, pentru a vă atinge obiectivele pe care voi vi le-ați propus în această perioadă și nu vă abateți de la mișcare. Este foarte important să facem mișcare în orice zi, în orice moment, pentru că numai așa putem combate obezitatea. Îmi dai mănușile acasă? Ți le dau? Da. Ți le las. Mai trebuie și acasă să facă sport. Iată și Măhăleana Alexandra spune: vă mulțumesc foarte frumos pentru răspunsuri. În fiecare zi învățăm ceva nou. Felicitări, Alina, mulțumim și invitatului dumneavoastră. Mulțumesc. Și Denisa ne spune: mulțumim, Alina, mulțumim, Alex. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu vouă pentru tot ceea ce ați făcut. Vă mulțumesc pentru comentariile voastre, pentru că de fiecare dată sunteți aici alături de noi. Sper din toată inima că ați făcut împreună cu mine exercițiile pe care le-am realizat și dacă nu, să știți că puteți să priviți în reluare și să le faceți mâine, dacă poate acum vi se pare prea târziu sau sunteți prea obosiți, deși să știți că vă umple de energie. Bine, pe moment obosiți și apoi vă umple de energie. Dar vă încurajez, vă dă o nouă, altfel priviți lumea și să sunteți mai optimiști. Cel puțin eu acum mă simt plină de energie și optimistă, plină de viață. Și de asemenea ne vedem mâine de la 19:30, tot aici pe A7TV. Vom avea o emisiune foarte, foarte interesantă. Dar până atunci rămâneți pe A7TV, deoarece urmează colegul meu Cornel Dervășan, care vine la voi cu știrea cea bună și are un invitat deosebit. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați transmis în această seară și vă doresc o seară cât mai minunată și nu uitați să faceți mișcare! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.